În data de 12 august 2015, un incendiu violent a distrus sediul APIA din localitatea buzoiană Mihăilești. Atunci, doi funcționari ai agenției au dat foc unor gunoaie în curtea instituției și au lăsat focul nesupravegheat. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins și a mistuit etajul și acoperișul clădirii APIA. Inițial, funcționarii au ascuns pompierilor faptul că au aprins gunoaie în curtea instituției, însă camerele video amplasate în sediu au dezvăluit imprudența celor doi angajați. Ambii funcționari s-au ales cu dosar penal și vor trebui să suporte valoarea pagubelor estimată la 268.000 de lei. Până la recuperarea prejudiciului, reabilitarea etajului și acoperișului clădirii din Mihăilești a început cu bani alocați de la bugetul de stat. În continuare există înregistrat acel dosar. Finanțarea s-a făcut de la bugetul de stat, urmând ca ulterior, în momentul în care se vor stabili persoane vinovate, să se recupereze prejudiciul cauzat de la cei care se fac răspunzători. La centrul local APIA din Mihăilești sunt arondate 7 comune din județul Buzău cu un număr de 2800 de fermieri. Clădirea a fost construită în urmă cu doar 3 ani, iar investiția s-a ridicat la aproximativ 1 milion de lei.